Bun găsit la o nouă ediție a știrilor de sabat. Sunt Cosmin Neagu și vă invit să le descoperim împreună. Președintele Klaus Iohannis a semnat săptămâna trecută decretul pentru promulgarea legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului. Potrivit legii, prin antisemitism se înțelege atât percepția referitoare la evrei, exprimată ca ură împotriva acestora, cât și manifestările verbale sau fizice, motivate de ura împotriva evreilor, îndreptate împotriva evreilor sau neevreilor, ori a proprietăților acestora, împotriva instituțiilor comunităților evrești sau lăcașurilor de cult. Actul normativ incriminează fapte precum constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea unei astfel de organizații. De asemenea, este pedepsită ca infracțiune fapta persoanei de a promova în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite. Deși clasificată ca infracțiune, distribuirea sau punerea la dispoziția publicului de materiale antisemite este permisă dacă este realizată în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public. Elevii claselor a 8-a de la Liceul Teoretic Mihai Ionescu au susținut la mijlocul lunii iunie probele la limba și literatura română și la matematică din cadrul evaluării naționale. Rezultatele au adus bucurie în sufletele copiilor, ale părinților, dar și ale profesorilor. Promovabilitatea a fost de 100%, iar media generală a clasat școala Mihai Ionescu pe locul 37 din 218 școli la nivelul municipiului București. Pentru elevi, pregătirea și susținerea acestui examen a însemnat multe ore de pregătire, dar și multe emoții, fiind primul examen important din viața lor, având o pondere de 80% în media de admitere la liceu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste rezultate și profesorilor care au pregătit de-a lungul anilor acești copii. Dorim ca el să fie alături de ei în următoarea etapă a vieții lor și mai ales pe drumul către cer, a transmis directorul instituției doamna Adina Călugăru. Pe parcursul lunii iunie, 20 de pastori și credincioși din România au sprijinit eforturile misionare ale Bisericii Adventiste de ziua 7-a în Zambia. Revelation for Hope, titlul dat acestei serii de evenimente misionare, a reunit zeci de evangheliști de pe toate continentele și sute de predicatori locali. Aceștia, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-au bucurat să fie martori ai botezului a peste 16.000 de persoane. De altfel, în Zambia trăiesc mai mult de 1,5 milioane de adventiști, una din 11 persoane fiind adventiste. Bucuria nu a fost doar a celor botezați, ci și a pastorilor. A fost cea mai fericită zi din viața mea, s-a auzit des pe buzele lor și nu întâmplător, pentru că au văzut cum, în numele și puterea lui Isus, demonii au părăsit oameni posedați de diavol, pe uscat sau chiar în apa botezului, a relatat pastorul Daniel Nițulescu, directorul departamentului misiune externă al conferinței Muntenia. Începând cu mijlocul lunii iunie, Biserica Adventistă de ziua 7 din Comișani a găzduit școala biblică de vacanță cu tema Pe ulița copilăriei. Mai mult de 120 de copii au fost prezenți în fiecare zi, bucuroși că pot participa la un eveniment dedicat lor. Printre surprize s-au aflat numeroase subiecte, jocuri și momente muzicale, acestea adăugând culoare și bucurie peste întregul eveniment. Credem că biserica poate aduce o influență bună în societate, adresându-se în mod adecvat și copiilor. Am încercat să îndreptăm atenția lor către modele de alți copii din Biblie și care au lăsat în urmă mesaje actuale. Am făcut acest lucru oferind un eveniment de neuitat pentru vacanța lor, bazat pe cântece creștine, povestiri biblice și numeroase activități de grup, ne-a relatat pastorul Ion Pădure. Dumnezeu a avut un singur fiu și pe acela l-a făcut misionar medical. Plecând de la cuvintele rostite de David Livingstone, cei interesați de îmbinarea acelor două activități reflectate în viața lui Iisus Hristos sunt invitați să se înscrie la școala post-liceală sanitară Dr. Luca din Cernica. Sesiunea de admitere în vederea obținerii calificării de asistent medical generalist va fi organizată în perioada 9 iulie-16 iulie 2018 pe bază de dosar și interviu. Detaliile cu privire la dosar și interviu pot fi consultate pe site-ul conferinței Muntenia sau pe pagina de Facebook a acesteia. Acestea au fost știrile de săptămâna aceasta. Până data viitoare, numai bine!